Ne îndreptăm atenția spre un pasaj care mi-este foarte drag din Evanghelia după Ioan. Este ultimul capitol din Evanghelie, capitolul 21. Știți că Ioan a fost ultimul apostol rămas în viață dintre cei 12, Iuda, bineînțeles, s-a sinucis, dar dintre cei 12, el a fost cel mai longeviv, el a scris Evanghelia, el a scris epistolele, el a scris și Apocalipsa sub inspirația Duhului Sfânt, de aceea a fost și numit Ioan Teologul. Da? Și ne bucurăm că ne-a lăsat acest testament al său, aceste gânduri minunate. Se observă atât în epistole cât și în Evanghelie acea apropiere de Iisus Hristos. El era ucenicul iubit, dar era în același timp și fiul tunetului. Da? Asta arată că Duhul lui Dumnezeu poate să schimbe viețile noastre în așa fel încât să le transforme așa cum dorește Dumnezeu. Și este o dovadă în plus că apropierea de Dumnezeu trebuie să te schimbe și să te facă un om mai bun. Bineînțeles că în seara aceasta o să avem în atenție acel pasaj în care Domnul Iisus Hristos se arată a treia oară ucenicilor după învierea sa. Un pasaj plin de căldură, plin de speranță și care ne vorbește despre găsirea rostului vieții. Găsește-ți rostul vieții, este titlul meditației din seara aceasta. În acest pasaj îi găsim pe ucenici total debusolați. Deși Iisus li s-a arătat, așa cum spune în versetul 30 și 31 din capitolul 20, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Da, deci nu doar ce s-a scris în Evanghelii reprezintă tot ceea ce a spus și a făcut Domnul Iisus Hristos. Chiar spune în sfârșitul capitolului 21 că dacă s-ar fi scris toate lucrurile pe care le-a făcut și le-a zis Domnul Iisus Hristos, n-ar încăpea cărțile în lumea aceasta. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că avem și aceste rapoarte foarte succinte, dar condensate și pline de esență, așa cum doar Dumnezeu în înțelepciunea sa știe să facă. Așadar, avem de-a face cu a treia arătare după învierea sa a Domnului Hristos și spune așa evanghelistul: după aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei, iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Erau împreună, dar erau foarte dezorientați și foarte dezamăgiți, deși Iisus se arătase deja de două ori. Simon Petru le-a zis: mă duc să prind pește. Știți, în momentul în care ne pierdem orientarea, reflexul este să te întorci la ceea ce făceai înainte. Da? Pentru că, până la urmă, trebuie să-ți găsești un rost, trebuie să-ți găsești un sens în viață și dacă nu ai unul care să-ți vină înaintea ochilor imediat, te întorci ca reflex la ceea ce știai să faci înainte. Mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine, pentru că el era un lider născut, Petru, era și mai bătrân între ei, avea o anumită autoritate, leadership-ul, știți, uneori poate fi impus, dar cel mai puternic leadership este al liderilor naturali, care prin prezența lor, prin personalitatea lor, prin felul lor de a fi, se impun și chiar dacă e cineva impus de altcineva, îl suportă dacă cere situația respectivă, însă în situațiile excepționale, întotdeauna oamenii tind să se ducă spre liderii care sunt născuți ca lideri. Pentru că așa suntem
conturați, așa suntem făcuți, să urmăm oamenii mai puternici și mai cu multă viziune decât noi. Și dacă liderul cel mai puternic dintre ei și cel mai respectat nu mai avea o altă viziune, a zis, păi dacă tu nu știi ce să facem, ne ducem și noi cu tine, mergem să prindem pește, că asta știm să facem. Au ieșit și s-au sit într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Cât de frustrant. Poate că și-au zis în mintea lor, măi, zic, am umblat noi cu Iisus, n-am mai pescuit de mult și ne-am pierdut și reflexul. Nu mai știm să facem nici ce făceam înainte. Este foarte frustrant să-ți dai seama că, de fapt, nici ce făceai înainte nu mai merge. Da, te-ai întors înapoi și îți dai seama că nu mai merge nici ceea ce făceai. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Foarte interesantă remarca aceasta. S-ar putea ca în viața noastră, de fapt, de multe ori se întâmplă așa, Iisus să fie atât de aproape, să nu ne dăm seama de lucrul acesta, deși au fost multe experiențe și multe ocazii în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră, și noi să nu vedem că este atât de aproape. Să nu ne dăm seama de faptul că El nu ne părăsește niciodată. Nici în cele mai grele situații, nici în cele mai grele momente, Dumnezeu nu ne părăsește. Că nu-L vedem noi, asta este cu totul altceva. Și foarte interesant că își dau seama destul de târziu că este Iisus. Și Iisus oarecum intră în jocul acesta și încearcă să nu-i surprindă foarte tare, tocmai ca să vadă cum gândesc și să își dea seama ei cum gândesc și să-i ajute să gândească. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Întrebările acestea răscolitoare ale lui Dumnezeu. Adică te zbați o noapte întreagă, nu prinzi nimic și să te întrebe cineva, ai prins ceva pește? E, mai ales pentru un pescar care are orgoliul lui, știu că îmi plăcea și mie să merg și nu zic că nu mi-ar plăcea și acum să merg să mai pescuiesc, însă n-am mai avut timp, nici nu prea am mai avut unde prin zona asta și când mă întorceam de la pescuit și mă întreba cineva dacă am prins pește și nu am prins pește, nu prinsesem pește, era foarte... Găseam tot felul de scuze, încercam să intru în pământ, să deviez subiectul, să vorbesc despre altceva, dar numai despre asta nu. Și vă dați seama, dacă ăștia erau niște pescari de profesie, să îi întreb dacă au prins pește și dacă au ceva de mâncare, era destul de jenant. Și au răspuns, nu, n-am prins. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Aici iarăși este o lecție pe care Dumnezeu ne-o dă, că uneori ne zbatem și este bine să muncim, să facem anumite lucruri, însă dacă nu lăsăm și pe Dumnezeu să-și facă partea Lui, tot efortul nostru va fi în zadar. Și uneori uităm în zbaterea aceasta noastră, că Dumnezeu conduce viețile noastre, uităm că El poate să simplifice viața noastră, uităm că El are soluții la care nu ne-am gândit vreodată și uităm că metodele Lui nu sunt metodele noastre. Aruncați mreajă în partea cealaltă. Și au aruncat-o și spune că nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, aici Ioan vorbește la persoana a treia despre sine, cred că dintr-o modestie anume, n-a zis eu. Și o să observați în cartea, în Evanghelia după Ioan, că vorbește despre sine la persoana a treia. Da, ucenicul pe care îl iubea Iisus sau într-un fel ca să nu atragă atenția asupra sa. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, adică Ioan, cel care scrie Evanghelia, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești pentru că nu erau departe de țărm ca la 200 de coți.
Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbun, pește pus deasupra și pâine. Iarăși un detaliu foarte interesant. De unde avea Iisus pește? Că n-a luat de la ucenici. Și aici Dumnezeu ne transmite un mesaj că n-are nevoie de resursele noastre, pentru că ale Lui sunt toate, ca să ne întindă o masă să mâncăm. Că n-are nevoie de zbaterile noastre, că El are totul în mâini și controlează totul. Până au venit ei, după ce s-au ostenit, Iisus pusese deja masa. Și Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Observați, dragii mei, cât de aproape este Dumnezeu în viața noastră și cât de departe credem că este. Și lucrurile parcă sunt și mai complicate, deși viața a devenit mai ușoară din anumite puncte de vedere. Nu mai trebuie să muncim atât de mult fizic pentru câștigarea hranei de fiecare zi, cât de cât, oricât ai câștigat de puțin, tot ai ce să mănânci. Dacă nu ai de lucru, mai primești un ajutor social. Atunci nu erau nici măcar serviciile acestea sociale. Viața era foarte grea. Dacă nu munceai fizic și chiar dacă munceai, exista riscul să nu prinzi pește sau să vină un an secetos sau niște calamități și se ducea totul. Nu era comerțul acesta și transportul la mare distanță, așa cum este astăzi, ca să iei usturoi din China, de exemplu, da? Dacă nu se face în România, da? Noi și dacă se face în România, importăm. Suntem maestri ai importării și orice se produce în România, noi importăm sau producem în România și luăm ambalat din Ungaria sau din alte țări. Da? Ei, în tot dezavantajul ăsta este și un avantaj. Măcar ai ce să cumperi și ai hrană. Dar atunci lucrurile erau mult mai complicate. Dacă nu obțineai recolta sau dacă nu prindeai peștele, nu aveai ce să mănânci. Era destul de greu. Și cu toate acestea, Iisus le-a arătat că resursele sale sunt nelimitate și că poate să găsească soluții la toate problemele și chiar să fie cu un pas sau doi înaintea soluțiilor găsite de ei. Viața fără Iisus n-are niciun sens. De aceea am pus și titlul meditației din această seară, Găsește sensul vieții, regăsește sensul vieții, pentru că sensul vieții are de-a face cu Iisus Hristos. Sunt foarte multe mesaje motivaționale care găsesc acest sens al vieții în realizări. Însă realizările fără puterea lui Dumnezeu nu există. Că le recunoaștem sau nu, asta este cu totul altceva. Și realizările de dragul realizărilor fără Dumnezeu n-au niciun rost. Pentru că până la urmă sunt trecătoare. Poți să pierzi oricând banii, poți să pierzi oricând afacerea, poți să-ți pierzi oricând sănătatea, poți să pierzi oricând oamenii care te-au susținut, poți să se devalorizeze banii pe care i-ai strâns și vedem că există o adevărată politică la nivel mondial a devalorizării, astfel încât să muncești doar pentru ceea ce mănânci și nimic mai mult. Și până la urmă, când tragi linie, îți dai seama că nu-ți rămâne nimic dacă nu-L ai pe Dumnezeu. Însă, în momentul în care îl regăsești pe Dumnezeu, toate lucrurile încep să se așeze. Observați cât de dezorientați erau ucenicii când l-au
pierdut din vedere pe Iisus Hristos și fuseseră 3 ani și jumătate lângă El acolo. Au ascultat cuvintele Lui, au ascultat predicile Lui, au văzut minunile Lui, L-au văzut înviat deja de 2 ori. Și cu toate acestea, noi ca oameni uităm de bunătatea lui Dumnezeu, de faptul că El poate să facă minuni în viața noastră, de faptul că El poate să găsească soluții în cele mai grele momente ale vieții noastre. Aceasta era a 3-a oară când se arăta Iisus ucenicilor Săi după ce înviase din morți. Și după ce au prânzit, spune cuvântul, că Domnul a început să stea de vorbă cu Petru, cu cel care se lepădase de El. Noi, dacă s-ar fi lepădat cineva de Hristos așa cum s-a lepădat Petru, păi nu l-am mai fi pus în nicio funcție nicăieri și nu l-am mai reabilita în ruptul capului, pentru că cum să-l mai reabilitezi pe omul acesta dacă el de 3 ori s-a lepădat de Hristos și a zis că nu-l mai cunoaște, nu? Așa suntem noi oameni. Însă Iisus are acea sensibilitate și acea înțelepciune divină de a se apropia de inima Lui și nu-L ia la rost așa cum ne place nouă, să dea cu barda și gata, să-i spună în față niște lucruri și să termine. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Iarăși întrebările răscolitoare ale lui Dumnezeu. De ce nu i-a zis oare o mustrare așa direct? În momentul în care cineva pune lucrurile în felul acesta, nici nu mai știi ce să zici. Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, spaște mielușeii mei. Observați cum îl reabilitează și redă încredere. Iisus i-a zis a 2-a oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A 3-a oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și Petru s-a întristat că zisese a 3-a oară, mă iubești. Și a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Și Iisus i-a zis, paște oile mele. În aceste 3 întrebări și răspunsuri, întrebările lui Dumnezeu și întrebările și răspunsurile lui Petru, vedem cât de schimbători suntem noi ca oameni, cât de bun este Dumnezeu. Și vedem că Dumnezeu ne reorientează și ne arată încredere chiar dacă nu merităm. Și să știți că metoda aceasta este cea mai fructuoasă. În momentul în care oamenii merită, pe bune, să aibă parte de un anumit tratament, să le arăți că îi iubești în continuare și că nu-i tratezi așa cum merită. În momentul ăla simți vinovăția mult mai tare decât dacă ai înfrunta direct pe cineva. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu și după ce a vorbit astfel, le-a zis, vino după mine. Nu putem să ne regăsim sensul vieții decât în prezența lui Iisus. Viața adevărată este lângă Iisus, lângă Dumnezeu. Bineînțeles că vor exista multe piedici. Chiar în situația aceasta, Petru s-a întors și l-a văzut venind după ei pe Ioan. Și imediat după ce a fost reabilitat, Petru zice, Doamne, dar cu ăsta ce o să fie? Și
Iisus, în înțelepciunea Lui, i-a spus, dacă vreau ca El să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Și mulți au interpretat lucrul acesta ca fiind o secvență din Evanghelie care nu se potrivește cu adevărul, că Ioan n-a trăit până când a venit Iisus Hristos. Și de aceea s-a zvonit între ucenici că El nu a murit niciodată. Însă eu cred că Iisus a zis un adevăr aici, în înțelepciunea Lui. Ioan chiar l-a văzut pe Iisus venind pe norii cerurilor, pe Patmos. Pentru că în acea teofanie pe care a avut-o, Iisus i s-a descoperit și Ioan a văzut ceea ce n-a văzut niciun profet. Da? A văzut venirea Domnului Iisus Hristos, a văzut evenimentele finale, a văzut lucruri pe care niciun alt profet nu le-a văzut. Așa că Domnul Hristos n-a zis aici niciun neadevăr. Dar este foarte interesantă atitudinea lui Petru. Numai ce le-a reabilitat Iisus și imediat sare să întrebe de altcineva. Dacă ăsta ce va fi? Așa suntem noi oamenii. Trebuie să purtăm grija altora. Dar când porți prea mult grija altora, nu mai știi să te orientezi în viață. Și lecția lui Dumnezeu este ca tu să-ți vezi de viața ta și să îl ai în vedere pe Dumnezeu și lucrarea și slujirea și restul vor face și ei ce le dă Dumnezeu în cuget. În seara aceasta, poate că vă simțiți împovărați în suflet și aveți nelămuriri, aveți greutăți. Poate sunteți la o răscruce de drumuri și trebuie să luați niște decizii. Poate că sunt niște situații în viață care par să nu aibă nicio soluție. Niciodată să nu vă îngrijorați peste măsură, pentru că Dumnezeu întotdeauna are soluții la ceea ce vine în viața noastră. Și în orice probleme am fi, să nu uităm că El este lângă noi. Îmi place foarte mult acest capitol și mi-aduce multă speranță și multă pace și multă bucurie în suflet. De aceea, luați-l pe îndelete acasă și mai citiți-l odată cu rugăciune și cu atenție, pentru că este plin de încurajări și este plin de înțelepciunea lui Dumnezeu. Este cuvântul inspirat. Așa cum Domnul Hristos i-a reorientat și i-a ajutat să găsească sensul vieții din nou și al misiunii pe ucenici, tot așa poate să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne regăsim cursul vieții, să ne reorientăm în viața aceasta zbuciumată și agitată și să găsim din nou resursele necesare ca să ducem viața mai departe. Orice s-ar întâmpla în viață, Dumnezeu niciodată nu este luat prin surprindere. Și nu doar că nu este luat prin surprindere, este cu un pas înaintea noastră, ne așteaptă și are pregătit ceva mai bun decât ne-am fi așteptat noi. Iisus nu le-a oferit doar o masă, le-a oferit pește pentru o lună de zile, poate să-l vândă și să facă bani. Și cu asta le-a transmis un mesaj că va purta de grijă, însă ei să nu uite niciodată să susțină lucrarea lui Dumnezeu, să facă lucrarea lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri se vor da pe deasupra. Dragii mei, a fost o bucurie să fim împreună și în seara aceasta și să împărtășesc cu voi aceste gânduri frumoase pe care le-am găsit în Evanghelia după Ioan. Nu uitați niciodată că Dumnezeu este lângă voi. Vă iubește, oriunde ați fi, chiar și în cabina de tir, domnul Gianni, domnul vă iubește, și are o soluție pentru problemele pe care le aveți, are o soluție pentru fiecare dintre noi, oriunde ne-am aflat pe fața pământului și când Dumnezeu mai îngăduie, putem să comunicăm și prin mijloacele acestea, prin tehnologie.
Dar cea mai importantă comuniune este aceea când ne rugăm și deschidem cuvântul și Dumnezeu vorbește inimilor noastre prin cuvânt direct. Domnul să vă binecuvânteze, să vă dea o seară frumoasă, să fie cu dumneavoastră și să ne ajute să ne întâlnim cu bine mâine seară, dacă va fi voia Lui și dacă El va îngădui lucrul acesta. Vă invit să ne rugăm și cu aceasta să încheiem altarul nostru de seară. Luăm aminte la rugăciune. Tată iubit, îți mulțumim pentru momentele acestea de închinare pe care am putut să le avem împreună. Îți mulțumim că am putut să te lăudăm în seara aceasta și îți mulțumim pentru cuvântul Scripturii pe care îl avem fiecare dintre noi. Te rog să binecuvântezi pe toți prietenii noștri care au fost alături de noi în seara aceasta, oriunde s-ar afla, Doamne, și cei care au scris și cei care n-au scris, binecuvântează-i și ajută-i ca să poată trece peste toate problemele din viața lor. Te rog să rămâi cu pacea și cu binecuvântarea peste noi, să ne ajut să regăsim sensul vieții, să fim conștienți că fără Tine orice în viața aceasta n-are niciun rost și n-are niciun sens, pentru că până la urmă vom pierde tot, dar dacă Te avem pe Tine, vom câștiga totul. Te rugăm, ajută-ne ca să rămânem în brațele Tale. Dă-ne un somn liniștit și în noaptea aceasta, dă-ne pace și liniște și ajută-ne ca să simțim iubirea Ta în sufletele noastre. Rămâi cu pacea și cu binecuvântarea peste noi, pentru că Te-a rugat în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin.